V-am găsit la un nou proiect Sound Identity. Avem la bază un Mitsubishi Lancer 2008, unde vom elimina aparatul original și vom introduce tradițional, iar un gigant, o tabletă imensă de 10 inch, da, cu Android, care va avea permite de rulare tot ce înseamnă Waze, YouTube, iGo, Google Maps, Spotify, Netflix, Digi Online, orice aplicații dorite doriți, care le utilizați și pe un telefon, cât și pe o tabletă. Vom elimina aparatul original și vă voi prezenta aproximativ care este viziunea când bordul este gol și vă voi face în partea a treia un video scurt cu funcționalitatea lui și în continuare pe canalul nostru YouTube Sound Identity veți găsi tot ce înseamnă detaliere a acestui produs. Cam așa este bordul gata de montat, da? Avem accesorii de mufe care trebuie cuplate plug and play frumos, nu se taie absolut nimica, se va introduce antena de GPS. Acesta este aparatul vechi, care are pe el grile de aesire, care trebuie să le extragem, plus partea de avarii, partea de airbag, care trebuie să le introducem după aia în aparatul nou, da, în locațiile noi, inclusiv are suport cu șuruburi, dacă vedem, trebuie eliminate, trebuie puse corespunzător și după aia grila finală va fi perfect integrată în ea. După cât am zis, aici intră practic gurile de aerisire, vor fi și ele cu ghidaj, vor rămâne exact ca originale și revenim cu partea a treia când totul este instalat, totul este la locul lui. Aceasta este imaginea aparatului gata, instalat, montat, amplasat la locul lui. Vreau să vă prezint din toate unghiurile ca să puteți observa în detaliere imaginea lui de la distanță, din apropiere, de oriunde. Bun. Și acum să-i dăm ok, să pornim sistemul, să vedeți aproximativ despre ce este vorba. Punem prima treaptă, așteptăm, vom fi întâmpinați de un logo imens, mare, da, care se prezintă într-un asemenea mod. Putem să setăm și un alt tip de logo, dacă îi punem o poză, de exemplu, cu noi sau o poză cu mașina sau orice altceva. Așteptăm până se încarcă Android-ul și iată, este gata pornit și gata de rulare. Deci, hai să vedem. Tableta este de 10 inch, multitouch. Numai un pic, cred că s-a... Ok, am avut o mică suprapunere de Bluetooth, deoarece clientul vorbește la telefon și s-a făcut împerecherea cu sistemul de Bluetooth. Bun, revenind la proiect. Este un Android cu 8.1, cu o imagine de 10 inch, da? Multitouch, cu multe funcții ca și cum. Aici avem sistem de navigație care putem să folosim tot ce înseamnă Google Maps, Waze, iGo sau ce dorim noi direct din partea de comandă rapidă, da? Nu le mai dau în derulare, vă prezint din mare aproximativ cam ce știe, da? Deoarece am foarte multe clipuri cu aceste produse gata prezentate, da? Iată sistemul de radio, avem comenzi de volan și ele sunt active, da? Și putem să dăm mai tare sau mai încet sistemul, dacă observăm. Da? Uite aici. Sau avem comenzi rapide direct pe aparat, dacă dorim de aici să apăsăm prin metoda de touch. Da? Deocamdată aici am memorat primul post, tot așa prin atingere putem memora tot ce vrem și putem merge pe alte canale să memorăm în alte județe tot ce dorim altceva. Ok. Ieșim de aici, aici avem partea de muzică, unde dacă introducem un stick USB, ceea ce am tras două USB-uri întor pe două, putem accesa un hard extern, un stick de 32 de giga și putem rula tot ce înseamnă MP3, track-uri, VMA-uri. Așa, aici avem partea de settings, unde la settings putem să avem acces la tot ce înseamnă egalizator sau putem să selectăm dacă vrem comenzi de volan altfel sau să căutăm un alt logo sau radio setting să-l punem de pe varianta Europa în altă variantă. Sunt foarte multe setări care se pot ajusta din acest sistem. Okay? Aici tot ce înseamnă egalizator de bas, medii, înalte plus partea de subwoofer. Okay? Iar de aici putem centra care parte de difuzor dorim să îl ascultăm. Dacă dorim separat stânga, dreapta sau orice altceva. Ceasul, avem aici două variante de ceas care sunt reglate direct de pe zona noastră GM plus 3. Așa, ia să intrăm aici la apps-uri. Da, aici avem sistemul de Bluetooth, ce v-am mai explicat, local radio, net navigation, dacă dorim parte de video, dacă o apăsăm și introducem un USB cu tot ce înseamnă MP4, putem rula foarte elegant DivX-uri, AVI, MP4 sau orice player video. APK installer, dacă avem câteva aplicații care sunt instalate, de aici le putem foarte frumos dezinstala sau alinea cum vrem noi. Ok? Bun.
ia să ieșim și de aici. Așa, apps-uri. Avem, putem lega un PlayStation sau orice chestie video externă, da? Parte de calculator, calendar, car settings, ceea ce v-am prezentat adineauri din setup. Așa, avem Google Chrome unde putem intra și putem introduce www.orice.ro, da? Sau identity.ro, dacă doriți, sau orice credeți că aveți nevoie ca să vedeți de pe internet. Ok? Ia să văd dacă clientul puțin aproape a făcut un hotspot și să văd dacă îl prind, da? .ro, unde ne puteți găsi și pe noi, pe soundidentity.ro, da? Iată, avem accesul la site-ul nostru. Ok, și de aici putem ieși prin metoda de casă, da? Și revenim la Local Music, la Downloads, și aici avem aplicație, aici avem Droid Info, ceea ce ne prezintă ce variante avem în partea de chipset, da? Ok? Unde apare 8.1. Bun. Ia să vedem și aici. Trecem mai departe. File Manager. Putem controla tot ce înseamnă Android. Da? Google Maps-ul vi l-am prezentat. Play Store-ul. De aici puteți să intrați să vă luați orice aplicație dorită, da? Care o mai utilizați și pe un telefon. Sau tot ce înseamnă Digi Online, Netflix, Waze, Spotify. Orice aplicație dorită și utilizată de dumneavoastră. Așa. Ia să mai vedem ce avem aici. Spotify-ul, da, știe toată lumea ce înseamnă Spotify, unde îți găsești și îți regăsești tot ce înseamnă muzica de pe internet. Aveți acces la toate playlisturile, la tot, mai ales dacă plătiți și un abonament, puteți să ascultați tot ce doriți din lumea asta modernă, să zic așa. Bun, avem doar o linie de hotspot realizată, deoarece clientul stă la doi pași, dar nu intru în detaliile astea, deoarece, așa, să nu îl rețin foarte mult. Aici avem în felul următor. Mai avem partea de Waze, unde este un sistem de navigație care vă apără de tot ce înseamnă pericole, da? Ambuteliaje sau accidente, camere radar, poliție, așa, fixă, mobilă și orice altceva. Ok? Get started, nu stăm pe el, îl dăm, agreăm și oricum ne va mai întreba o dată de ce nu. Așa. L-am zăpăcit un pic acum, apps. Ia să vedem, sunt puțin pe grabă pentru că am 10 minute la dispoziție să îmi fac toată filmarea și toate pozele, da? Așa, dar iată-ne, deja suntem localizați unde suntem pe William Shakespeare, da? Waze-ul este activ, deci putem să rulăm fără da și poate. Ok, ieșim și de aici. Bun, ieșim în altă aplicație, ultima, v-am prezentat că pe Chrome mă găsiți pe ceea ce înseamnă Sound Identity, pe YouTube puteți asculta desene animate, mixuri, videoclipuri, tot ce doriți și ceea ce v-ar place. Ok, îi dăm aici repede un desene animate să văd dacă își dă drumul. Toată viteza internetului depinde de tot ceea ce înseamnă internetul oferit, da? Momentan hotspotul oferit de aparat este undeva la 7 metri, da, titularul, dar se pare că încă mai prinde și încă funcționează și este corespunzător. Ok? Aici vreau să vă prezint pe scurt un desen animate, da, ca să vedeți aproximativ că puteți și pentru cei mici să aveți tot ce înseamnă diversificități și multiple desene online. Ok? Bun. Hai să ieșim și de aici. Dacă ieșim frumos de aici, mai avem o singură chestie, nu mai intru într-un mix sau ceva, intru direct pe pagina noastră unde ne puteți găsi cu multe proiecte de genul, așa zis, gata, filmate. Așa. Căutați doar Sound Identity și aici ne puteți găsi și puteți vedea de la noi foarte multe videoclipuri și realizări de ale noastre cu diferite tipuri, caroserii, interne, borduri, orice altceva. Dați pe video și aici puteți să vedeți playlist-ul cu toate cele realizate, câteva dintre cele realizate, tot ce înseamnă încălzire, scaune, senzor de parcare, sisteme audio sau orice altceva doriți să vizualizați. Repet, pagina noastră este unde ne găsiți, este Sound Identity, da? În Google ne găsiți pe soundidentity.ro, exact ca și aici, iar pe Facebook ne găsiți Sound Identity Hi-Fi Oradea. Cam aceasta a fost prezentarea. În curând sperăm să introducem inclusiv o cameră de mașalier pe sistem și după aceea să vedem și ea cum va fi utilă, funcțională. Vă mulțumesc, la revedere!